Persoanele care nu au fost asigurate și nu au ajuns la vârsta standard de pensionare pot cumpăra retroactiv vechime în muncă și în anul 2018 pentru maximum 5 ani, potrivit unui act normativ recent adoptat. Pentru această perioadă, contribuția la pensie ajunge la aproximativ 18.000 de lei, sumă care crește de la un an la altul în funcție de valoarea punctului de pensie. În județul Dolj, până la 30 octombrie, cumpăraseră vechime un număr de 820 de persoane potrivit datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii Dolj. Cei care îndeplinesc condițiile pentru a cumpăra vechime retroactiv vor trebui să încheie contracte de asigurare cu Casa Județeană de Pensii. Prin noul act normativ, condițiile ce trebuie îndeplinite de cei care vor să cumpere vechime retroactiv rămân aceleași. Respectiv, persoanele interesate trebuie să nu fi fost asigurate pe perioada pe care cumpără vechime și să nu fi îndeplinit vârsta legală de pensionare. Și persoanele care au împlinit între timp vârsta legală de pensionare mai pot cumpăra vechime retroactiv doar pentru perioada până la care au împlinit această vârstă în ultimii 5 ani. De exemplu, dacă o persoană a împlinit 65 de ani anul acesta și nu a fost asigurată în ultimii 5 ani, atunci ea poate să cumpere vechime retroactiv din 2012 până în 2017. Cei care plătesc aceste sume vor fi asigurați la nivelul pensiei minime. Persoanele care doresc să se asigure pentru o pensie mai mare pot să plătească mai mulți bani la casa de pensii.